să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Citesc uneori niște lucruri și parcă mi se dezumflă lumea. Sunt ca un copil căruia îi se sparge mingea preferată. Uite, 300.000 de pensionari așteaptă de 3 luni tichetele pentru vârstnici. 180 de lei pe lună din bani europeni pentru o masă caldă. Beneficiază de treaba asta doar persoanele care au peste 75 de ani și care au pensie minimă. Au trecut mai bine de 3 luni așadar și oamenii n-au primit nimic. Guvernul vrea să dea acești bani însă după 4 luni, adică fix înainte de alegerile parlamentare. Fiecare lună de întârziere înseamnă foarte mult, pentru că mulți și dispar între timp. Această măsură este luată pentru cei cu pensia minimă, deci cei în cea mai mare dificultate. Deci puțin le pasă de fapt guvernanților de situația pensionarilor. Na. Și vreau să vă spun că mi-a picat lumea în cap auzind asta. Abia mâncase, mi-a venit așa un gust de fiere în gură. E atât de greu, mă, să conștientizezi anumite cifre, să vezi acolo oameni și nu un scris pe o hârtie. Iar la asta liberalii, sunt campioni. Nu sunt nici măcar precum acei patroni care, deși au banii în cont vinerea pe 9, dacă ziua de salariu e pe 10, ei te lasă pentru luni mizerabili. Nu, liberalii merg mai departe de atât. Dă-i, bă, dracu, avem pandemia asta pe cap, să se descurce fiecare cum poate. Și las că le dăm înainte de alegeri, poate. Vă dați seama, oameni buni, că există în acest moment peste 300.000 de bătrâni trecuți de 75 de ani care au pensie de nici 800 de lei pe lună și care așteaptă aceste tichete? Îmi pare rău pentru voi, dragi pensionari, tot respectul, dar mai vorbim în primăvară încolo, da, dacă treceți și de iarna asta, că domnul Orban se luptă acum. Da, e în război cu toată lumea, e în război cu pandemia, cu poporul, cu PSD-iștii. Numai război vede peste tot. PSD nu a murit, PSD nu este încă înfrânt, PSD se zvârcolește. Bă, lasă-l și că lasă-l să se zvârcolească. I-ai zis că la ATI e totul ocupat? Un specialist în asfaltare, un controlor de roviniete și un consilier la Autoritatea Electorală Permanentă propuși de guvern în conducerea RomGaz, cea mai mare companie a statului român. Iar oamenii capabili, domne, calificați, care au terminat Institutul de Petrol și Gaze de la Ploiești, n-au loc de ăștia. Doamna Dăncilă, suntem alături de dumneavoastră, doamnă. Elevii care nu vor participa la cursurile online vor avea absență nemotivată, în timp ce dascălii care vor refuza să predea online vor fi cercetați disciplinar. Ideea e alta. Cum facem, fraților, să trecem ministru pe online și să-l dăm pe modul mucles? Orban spune că miniștrii ar trebui să facă, domne, în timpul liber campanie electorală. Doamne, ce-mi place de ăștia. Deci în plină pandemie voi aveți timp liberă? Îți doresc să vi-l prezint pe domnul profesor dr. Ambrozie Leonard. Ciolacu mai adaugă un medic pe lista candidaților la alegerile parlamentare. Ambrozie Leonard, rectorul UMF Târgu Mureș. Doar că pe om nu-l cheamă Ambrozie, ci Azamfirei. Ciolacule, gata. Gata, ai adus prea mulți medici, mai mulți decât poți ține tu minte. Fostul președinte al Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, susține că un angajat al Spitalului Modular din Lețcani ar fi închis intenționat unul dintre robineții stației de oxigen. Sabotajă? Comuniștii sau Șoroș ăla? Să știm cum acționăm, domne. Sau a furat oxigen să ducă acasă? A?
Ia, femeie, am adus oxigen să facem sifon de sărbători. Eu trebuie un mototol și el e James Bond. James Bond, ca mototolida, merge. Aoleo, DNA cere ridicarea imunității lui Nicu Bănicioiu. Da, ci că ar fi luat o mită de 800.000 de euro. În sfârșit, mă, în sfârșit simți că sunt alegeri. Pe bune, un scrutin fără DNA e ca și cum ai face Crăciunul mâncând de la fast food. Un bărbat din Vâlcea a plătit 12.000 de lei unei false măicuțe pentru a-și rezolva problemele în căsnicie. Nene, dă banii ăștia într-un loc mișto, primeai și măicuță și asistentă și stewardeză, plus șampanie, jacuzzi, știi ce zic? Refăceai tot ce voiai tu cu metre. Bine ați venit la Starea Nației, continuă campania noastră de informare fără sprijinul Guvernului României. Mesajul de astăzi este următorul. Poartă mască, spală-te pe mâini, păstrează distanța, evită spitalul. Sistemul sanitar românesc nu știe prea multe, ori te omoară, ori te ucide. Cea mai tare fază la Klaus Iohannis e aia când întreba ceva, zice: ia uși, pe bune? Bă, ești nebun? Să-mi trag una dacă știam. Nu, să rămână ce dacă știam ce... Deci fii atent aici la mine, mă interesez și văd cum e. Mă rog, n-o zice cu aceste cuvinte, că dânsul e un domn, nu ca mine, dar în traducere liberă din robotește în românește, cam asta dă de înțeles președintele, da? Asta e atitudine. Și nu e prima oară când o face. Prima oară a fost atunci când era justiția pe câmpii, da, când procurorii din diviziile de elită paradeau oameni acoperiți de conducerea superioară și de servicii. Atunci a zis Iohannis la fel: a, îmi pare rău, nu, n-am citit. De parcă era o carte apărută cu câteva zile în urmă. A, n-am citit-o, n-am apucat, îmi pare rău. Mă rog, la cum vorbește și la cum vede în general lumea, Iohannis n-a terminat de citit nici pas cu pas aia scrisă de el. E, revenind în zilele noastre, constat că Iohannis a luat obiceiul interesatului. Da, se interesează. Nu știm dacă asta chiar se întâmplă sau dacă după ce se interesează și ia vreo măsură. La noi guvernul Orban raportează mai puține infecții nozocomiale decât guvernul Ponta. Cum explicați oamenilor, domnule președinte, că susțineți un guvern care minte mai mult decât la colectiv? Dar nu asta mi se pare cu adevărat grav, ci faptul că de săptămâni bune tema asta e în presă. Adică pe bune e nevoie să vină să te întrebe un jurnalist? Domnule președinte, dacă nu vă întrebam noi despre pandemie, e posibil să nu fi știut nimic? Să fi ieșit într-o zi de la Cotroceni și să fi zis: Carmen, de ce toată lumea poartă mască? S-a întâmplat ceva ce ar fi trebuit să știu și eu? Ascultați toată ziua viniluri la pick-up? Ce faceți, domn președinte? Pe bune, stați așa, vă uitați la un perete gol? Vă protejați vederea? Adică la radio, în ziare, la TV, 99% e cu COVID-ul ăsta nenorocit, cu spitale, cu infecții, cu tot. Iar matale apar ca o floricică în fața noastră. A, iau, să mor eu dacă știam. Hai că mă interesezi și mai vorbim. O să aflu cu exactitate și vă transmit prin biroul de presă. Voi cer o informare la Ministerul Sănătății. Mă voi informa la guvern despre această situație. E că și aici e o discuție, da? Te interesezi și? A, așa, pentru cultura generală a lui matale? Am înțeles. Te interesezi și te consideri interesat, cum ar veni. Pentru că despre asta voiam să vorbesc. Domnul președinte are un mod foarte straniu în care crede că rezolvă problemele. Avem exemplul cel mai bun cu traseiștii din PSD, care acum sunt pe listele PNL. Unii dintre ei miniștri în guvernul Dăncilă. Adică, bă, cum vine asta? Te lupți cu ciuma roșie, îi baci pe gât toată ziua plăcuța suedeză, iar tu ai pe liste miniștrii din guvernul Dăncilă?
Cum e asta? S-au terminat oamenii care au făcut liceul pe bune în țara asta sau cum? Măi, incredibil. Și mă uit la aplaudacii președintelui. Bă, nici pâns nu zic. Nimic mucles. Cred că dacă mâine îl prezintă Orban pe Ciolacu, iată, așadar, bine ați venit, permiteți-mi să vă prezint noua noastră propunere pentru Camera Deputaților. Acest om foarte capabil de la Buzău știa sca focile. Marote, focă! Revenind la domnul președinte, să știți că de fapt problema era rezolvată. Bravo, mă! La un moment dat v-am promis că s-a cam terminat cu racolarea și s-a terminat, după cum am văzut cu toții. Deci nu au mai existat racolări, n-au mai existat cooperări și ăsta este un fapt. Deci am spus, am avertizat, lucrurile s-au oprit. Poate nu v-ați prins de răspuns. Haideți că vă traduc eu din română în română. PNL a făcut traseism. Eu, Klaus Iohannis, am intervenit atunci la PNL când v-am zis și vouă, jurnaliștilor, iar PSD-știi ăștia pe care îi vedeți acum pe liste sunt de dinainte de a interveni eu. Adică PNL a închis ușile la partid după ce i-am certat eu pe liberali, dar PSD-știi ăștia erau deja înăuntru, nu mai puteam să-i dăm afară, că riscam să intre alții până ieșeau ăștia, se făcea și curent și... Wow! Nenea Iohannis, crezi că suntem la grădiniță să vii cu prosteala asta? Hai măcar străduiește-te puțin, dă-ți silința, domn președinte, că ne faci să ne simțim de cacao dacă ne tratezi ca pe niște proști. Cumva, nu știu dacă ați observat, Iohannis ne vorbește în continuare de parcă am fi în clasa a șasea. Cum a învățat el să predea fizică la Sibiu când făcea pregătire cu repetenții, așa vorbește acum cu toată lumea. Asta este o etapă în care ne aflăm acum. Deci, ca să înțelegem, pentru domnul președinte, problema traseiștilor e nu doar încheiată, dar e și rezolvată. Iar cel care a rezolvat-o este chiar el, marele Klaus Iohannis. Păi dacă asta e o problemă rezolvată, domnule Iohannis, bine că nu v-ați făcut instalator, dar ați fi fost supranumit neinundație. Și apropo de lucrări, de renovări, de astea, să vă zic cu modernizarea. Ce nu știți? Da, mă, gata. Gata, modernizăm, schimbăm tot, gata. Este nevoie de o modernizare a Constituției. Atunci când Constituția va fi modernizată, este nevoie și de o modernizare a capitolului care se referă la Curtea Constituțională. Șeful, nu vă supărați, dar e plin labelul de modernizatori. Păi uită-te la matale, s-au dus 6 ani de președinție. 6 ani, domnul șef, ce ați modernizat? Mai mult de atât, ați făcut un referendum de care a uitat toată lumea. Un referendum în urma căruia s-au dat iar ordonanțe de urgență pe justiție. Unde-i modernizarea? Mă rog, fac o precizare. Ordonanțele pe justiție au fost date de guvernul Orban, ceea ce e altceva, nu se pune. Ideea referendumului era să nu mai dea PSD ordonanțe pe justiție, deci... Și încă ceva, domnul Iohannis, să nu vă supărați, dar reformatorii, modernizatorii sunt așa puțin mai, cum să vă zic eu, mai... Nu dorm, domne, la prânz. Matale apar deseori la ora 6 la conferințe. Cum să zic eu, dacă v-ar filma ăștia mai de aproape, s-ar vedea modelul de pernă pe obraz. Trebuie să se completeze reciproc, nu să se înlocuiască reciproc. Ia la o parte că lovește din nou turcanca. O știți, nu? Da, e doamna care a zis că nu credea că e important să-și finalizeze studiile de master cu dizertație, nu. Ea zicea că e important că a mers la cursuri considerând astfel că a absolvit. Amănunte despre doctorii în impostură de ieri și de azi aveți duminică de la ora 22 la Starea Nației Special aici la Prima TV. Acum doamna Turcan a zis ceva cu creșele online. Asta e ca dresura de melci. Doamna Turcan, știți cine sunt cele care merg la creșe?
creșetoarele. Da, corect, ele sunt doamnele de la creșă. Aveți dreptate, creșetoarele, da. Dar și copiii. Iar copiii sunt foarte mici, doamnă, la creșă. Cum să vă, explic eu? Când văd politicieni, lipesc pampersul plin de rahat de monitor. Da, atât de mici sunt. Mici, da, e dracu. Au existat inclusiv schimbări în decizia Comitetului pentru Situații de Urgență, pentru că inițial apăruse informația că intră și creșele în sistemul online, după care s-a revenit. Da, este mult mai grav decât pare. Ieri s-au ținut două ședințe la București. A doua s-a ținut ca să fie reparată prima. Da, au făcut o mermeleală tipic românească, astfel încât după ședință nu știau nici ei ce au hotărât. Așa că au zis, bă, hai dracu să intrăm iar în ședință să ne aducem aminte ce am vorbit. Părerea dumneavoastră, nu înțelegem cum e cu eroarea materială, nu înțelegem cu deciziile Ministerului Sănătății, deciziile Ministerului Educației. Spuneți-ne de ce scrieți, sunt în pericol sau nu? Doamna este Mariana Țipișcă, purtătoarea de cuvânt a prefecturii. Supărată de zici că pe ea au închis ăștia. Ce e, doamnă? Nu vă mai place locul de muncă? E plin de șomeri și matale ei foc că te sună presa? Ce te țipiște așa? Plus că mai e și la Digi24, adică șomeră și poate te faci și cu un dosar, ai grijă. Activitatea din creșă nu este considerată activitate de învățământ, este un serviciu social. Pentru că activitatea after school-urilor, potrivit codului CAIEN, nu este activitate de învățământ potrivit legii educației naționale. Și after school? After school-ul și creșa are o altă activitate. Da, aici doamna purtător de vorbe a alunecat pe un cuvânt și s-a dat cu toate cuvintele și cu craci în sus. Doamnă, pe lângă after school-ul și creșa care are, care este ele, v-ați mânjit toată de caen, că are, că n-are, trebuie să trimitem pe cineva la facultatea de vorbe ciudate ca să înțeleagă ce naiba spuneți acolo. Cine n-are firmă n-a auzit niciodată de cod caen. Un purtător de cuvânt trebuie să vorbească pe înțelesul oamenilor. Dar pe voi nu vă interesează asta, nu? Că sunteți nesimțiți și proști. Care este motivul pentru care închideți școlile? Ca să nu se infecteze copiii sau de ce? Haideți să vă explic, da? Eu v-am spus ce s-a hotărât în interiorul organului colegial, în speță în interiorul Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență. Mulțumesc foarte mult! La revedere! Nu, mai avem întrebări! Da, așa s-a terminat, le-a închis telefonul. Ce fraieră sunteți, doamnă, vedeți că potrivit unor zvonuri, Digi24 te poate auzi și cu telefonul închis. Glumesc, desigur, ce ziceam? Da, tare, nu la prefectura capitalei. Pare că s-au adunat de la Olimpiada incapabililor. De la prefect în jos, jale mă, geme instituția de incompetență. Legat de asta cu prefectul, e clară treaba, da? Ce să o mai lungim? A zis Iohannis de el, e zburat, pa. Dar Turcanca o tot dădea că, domne, să facem niște analize. Ce analize, doamnă? Prefectul e pozitiv, a zis domnul șef. Hai băgați-l în izolare definitiv. Vom vedea, sunt în momentul de față analize, să vedem dacă lucrurile puteau fi făcute mai bine. Am înțeles că a avut și o problemă de sănătate, se vor pune toate elementele în balanță. Raluca, Ralucuța, hai, taci că faci vorba aia praf. Tare e varianta cu Traian Berbeceanu. Omul n-are treabă cu administrația, e zero barat, a făcut cu totul altceva. Da, așa e la noi, bă, îl place lumea pe ăla, da. Atunci hai bă să-l punem pe listă. Lipă, Maria Ciobanu, Țociu și Palade, știe lumea? E, atunci sunt bun de politică. Asta arată cât de înapoiat suntem. Adică îl votez pe unul pentru că îmi place de el în cu totul altă meserie. Bă! Adică nu mă gândesc măcar un moment că poate ăla ca viziune despre lume e un extremist periculos, un xenofob nemernic și va susține legi care să restrângă drepturile omului, de exemplu. Mă rog, pare prea complicată discuția asta pentru nivelul la care ne aflăm noi cu societatea, nu? Ducem de atâtea luni o bătălie pentru sănătatea și viața noastră. Așa mă, oameni buni, iertați-mă că de la domnul Iohannis am plecat. Știți ce mă mai gândeam, domn președinte? Fiți atenți ce manevră mi-a venit. Nu-l dați, domne, afară pe prefectul ăsta. E cea mai mare greșeală pe care o puteți face. Îl țineți doar ca să aveți în cin să dați.
A? Hai, nenea, e o hăniță, că merge și mie nițel motorașul. Adică, dacă mă dau ăștia afară, dai și matale un post acolo, plimb și eu o tavă pe la Cotroceni să... Deci fii atent, bre, problema lui Matale e că nu poți să dai în guvern deloc, că iubești pe liberali, mă rog, treaba lui Matale ce orientări și tendințe ai. Dar îl ții pe ăsta pe prefect, oricum te-ai urcat cu picioarele pe el, iar de acu tot ce se întâmplă nașpa, urli la prefectul ăsta. Că na, cu PSD-ul, știi și Matale, nu mai ține, deja te-a luat lumea la ochi. Probleme la Suceava cu spitalele? A ieșit imediat și a început. Mamă, ce prefect prost are capitala, l-am spart să mor, dacă am pus mâna pe el, l-am terminat. A? A? Trebuie să acționăm acum, decisiv. Și acum, dragi contacți, hai să vedem cum e și cu reforma asta în politică. Vreți? Vreți, nebunilor, citesc în ochii voștri că vreți. Păi e simplu, Ciordache, ci că e ras din PSD, ați auzit? PSD a scăpat de Ciordache, dar ce să vezi, Ciordache crește în Consiliul Legislativ. Adică mai pe scurt, bă, Ciordache, vezi că trebuie să te hâți de la partid, însă te punem șef la o instituție până la moarte, da. Merge banul, merge vechimea și nici nu mai ieși ca păduchele în frunte să te fugărească lumea, știi, care cu furci, care cu topoare. Consiliul Legislativ este o instituție care avizează proiectele de acte normative și ține evidența oficială a legislației României. Fostul șef, ca să vă faceți o idee, care s-a pensionat anul ăsta, a stat acolo 25 de ani. Deci... Camera Deputaților și Senatul se reunesc astăzi în ședință comună pentru a numi un nou președinte la Consiliul Legislativ. Fostul ministru al Justiției, Florin Iordache, va prelua această funcție. E practic o funcție pe viață. Deci, mă scuzați dacă v-am enervat la ora asta, dar cam despre asta e vorba. Drepturile veteranilor din politică, nene. Un veteran de război e tratat ca un fraier, dar un veteran din politică, altceva, tati. Post călduț, mașină la scară, bani frumoși. Pe nenea îl mai știți? Ilie Sârbu va demisiona și din partid, dar și din senat. Da, e tata socru, mă, ăla care mai avea doar jumătate cofrajdă. Tocmai lăsase partidul și jumătate din împărăție ginerelui Ponta. E vicepreședinte la Curtea de Conturi. Pa, la revedere, banul, grup, viață liniștită. Apoi, Bădălău, fraților, Bădălău, Nicu Bădălău. Privire senină, cum i se spunea în tribul său de inteligenți, e vicepreședinte la Autoritatea pentru Audit. Ce-i ăsta? Un cimitir pentru băieți de ăștia, asta e. Un cimitir unde vin oameni încă vii, politicieni. Un cimitir unde morții vii sunt plătiți baban ca să nu facă nimic, bă, te doare mintea. Sinecurile sunt de tot felul. Păi mă uitam acum la lista domnului Orban de candidați, vai de mine. E un personaj acolo genial. El e Costel Barbu Zisbitanu, e secretar general adjunct al guvernului, dar mai important de atât e că ocupă funcția de pretenar al lui Șică, ci că este ca boabele de mazăre într-o păstaie, băieții. E, omul e condamnat, fraților, la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru ultraj, iar în 2015 a fost condamnat de Înalta Curte pentru incompatibilitate, fiind demis atunci din funcția de primar al comunei Teleormănene, Suhaia. Dă-o dracu de comună, prietene, i-a zis Orban, hai la mine la București, om te fac. Faza bună trece primejdea rea. Ați auzit de ăsta? Costel Barbu. Eu acum am auzit prima dată în viața mea. N-apare, nu vorbește, probabil nici nu prea știe să vorbească. O să-l vedem. Oh-oh-oh. Ideea e că-l face prietenul lui parlamentar. Să aibă și el, domne, o viață frumoasă și să voteze așa cum trebuie de fiecare dată. Asta în timp ce parlamentari liberali cu activitate serioasă, cu personalitate, dar care n-au pupat unde trebuie, au fost zburați de pe liste. Deci cam așa cu treburile astea. Când auziți de reformă în partide, gândiți-vă, să mai căpătuiesc unii, deci. Știam că liberalii sunt capabili de mizerii la fel de mari precum pesediștii, că doar au fost asociații, nu SLE. Da, wow, parcă nu se gândea nimeni că se va merge atât de departe.
Sunteți buni, Orbane, foarte, foarte buni. Veți ajunge să provocați scârbă doar când vă aud oamenii numele. Nici nu trebuie să vă mai vadă la față. Sigur că vom vedea, nu mai avem mult de așteptat. Spălatul pe mâini, da, corect. Masca neapărat. Dar mai există și altfel de mâini și altfel de picioare, n-o să credeți. Să privim, zic. Așa arată o cizmă. Așa arată niște picioare date după în cizme. La curanta. De la ora 8, încrețite, cu apa care a văzut-o în ciobote și astea sunt mâinile. Na, așa stau lucrurile. Prin asta trec doctorii și asistentele ca să ne salveze. Doar niște imbecili ar putea să nege și asta. Însă, cum ziceam, da, să ne spălăm pe mâini, să purtăm mască, să stăm distanțați, dar se pot face și alte lucruri în același timp. Nu că se pot face, era obligatoriu să fie deja făcute. Echipamentele individuale de protecție constituie în continuare o problemă, deoarece nu avem standarde de utilizare, nu avem stabilite prin reglementări câte ore poate fi utilizat un echipament individual de protecție. Pornind de la această idee, ne bazăm pe relatările salariaților care spun în foarte multe cazuri că au fost nevoiți să utilizeze un combinezon 12 ore, uneori chiar și mai multe zile. Se fac 7 luni de la primul caz de coronavirus în România. 7 luni! Iar cadrele medicale se plâng în continuare că n-au materiale. Unde sunt materialele, domnule președinte? Haideți, vă rog, interesați-vă puțin, că poate sta un depozit lângă tabletele alea. Știu, sunt mulți cretini, mulți oameni zdruncinați la cap, e multă nesimțire și e multă inconștiență, dar asta nu scuză cu nimic un stat care de 7 luni nu e în stare să facă rost de combinezoane. Sunt 40 de pacienți într-o secție unde sunt 2-3 asistente care deservesc acești pacienți. Medicii consultă în curtea spitalului, în corturi. Sunt salvări în curtea noastră când sunt 8-10-12 salvări care așteaptă la consult. Na, doamna e asistentă la Constanța, iar la această problemă, la fel de veche și ea, de cel puțin 7 luni, domnul Orban răspunde. Intenționăm să găsim o soluție, să angajăm pe toți cei care au terminat rezidențiatul și au luat examenul la finalul, să intre în acest dispozitiv de rută, pentru că asta ne-ar furniza cadre medicale suplimentare de care avem nevoie ca de aer. Cum? Intenționăm? Intenționați să găsiți soluții? Altfel spus, ca să percepem exact muntele de nesimțire din acest caz. Există deci rezidenți care au dat examenul, absolvenți care ar putea să muncească, dar pe care nu îi angajează nimeni. Dar intenționăm. Până intenționăm noi, voi munciți, muriți muncind. Incredibil, incredibil. Despre asta e vorba, fraților. Despre crime pe care acești oameni le comit prin lipsa lor de acțiune, prin incompetența lor. Orban intenționează, frate. Adică se gândește, iar asta știm ce înseamnă, nu? Nimic, întuneric, beznă. Candidatul Partidului Național Liberal, Klaus Iohannis, a câștigat alegerile prezidențiale fără drept de apel, administrând o înfrângere rușinoasă pentru PSD. Ne-am confruntat cu 29 de baroni roșii și cu aproape 1700 de satrapi. Și această bătălie a fost câștigată de Partidul Național Liberal. A, tare! Deci ai avut ce face în vremea asta. Scuză-ne, Orbane, noi am crezut că tu ai stat în ultimele 7 luni de pandemie. Da, că ai frecat-o aiurea, dar ai avut și tu treabă. Ideea e și că nu știi cumva pe cineva să-l angajăm pentru necazul ăsta cu pandemia? Ne trebuie și nouă un om, un om capabil, știi ce zic? Intrăm în campanie sub sloganul simplu: dezvoltăm România. Mamă, ce slogan! Ai auzit, Marote? Vai de capul meu! Și, domnul Orban, ați făcut și o prezentare de-aia frumoasă în PowerPoint, domne, cu treaba asta? Ho-ho, o să rupeți, vă spun eu! Mă, deci PNL și PSD, că doar voi ați fost la putere în ăștia 30 de ani, separat sau împreună, ați făcut o Românie subdezvoltată, nu? Foarte inteligent sloganul în aceste condiții.
la fel ca ăla de la USR. O Românie fără hoție, o imensă prostie. Bă, fără chestii, am înțeles că tot dăm afară din ea de 30 de ani resursele, terenurile, educația, hoția. Dar ce aducem în schimb? Adică fără hoție, dar cu ce? Că dacă am avea o Românie cu oameni competenți în funcții, n-ar mai fi, frate, nici hoție. Dar voi doar vă jucați cu percepțiile oamenilor, da? Le arătați ceva ce ei urăsc? Și aia e, nu trebuie să aveți un plan, să construiți ceva, nimic. Bă, noi facem o Românie fără hoție, e, na. Deci, legat de dezvoltare, domnul Orban, dezvoltați niște combinezoane pentru asistente și medici, dezvoltați niște angajări de doctori, dezvoltați niște paturi de terapie intensivă, dezvoltați, bă, și voi niște mâncare pentru bolnavi, că au ajuns săraci cum erau cai în război, mănâncă bolnavii coajă de copac prin curțile spitalelor. Vai de capul vostru, dezvoltați România, auzi. Cum puteți fi, mă, atât de nesimțiți? Acum vă dau rețeta. Hai să fim serioși, medicina nu e o meserie de viitor. Cât credeți că or să se mai îmbolnăvească oamenii? Într-un an, doi, americanii o să găsească vaccin și gata, se închide coșmelia. Politică, în schimb, o să se tot facă. Oamenii or să se tot certe pentru putere și cașcaval încă 100 de ani de acum încolo. Credeți? Credeți, mă? Sunt sigură. Deci vă trec pe listă, da? Vreți la Senat sau la Camera Deputaților? Nu, stați, nu, vă rog eu frumos, eu am tot zis că e o glumă, că ceva. Nu vreau să intru în politică.